S-a întors în satul ei din Mehedinți pentru a se implica în modernizarea acestuia. Este vorba despre o doamnă care a trăit foarte mulți ani printre străini în Italia, dar dorul de casă a chemat-o la origini. Ileana Pulpă este fiică a satului, iar viața a purtat-o 20 de ani pe calea destul de grea a străinătății în Italia, de unde s-a întors pentru a se implica în comuna natală, unde dorește să facă schimbarea. Diaspora a învățat-o însă pe distinsa noastră doamnă candidat bunele practici în domeniul administrației publice locale. A luat calea străinătății plecând din satul Bistrețu, care aparține de comuna de Vesel. Nu i-a fost ușor în Italia, dar recunoaște că acolo lucrurile sunt puse la punct în amănunt, iar satele au înfățișare europeană. Nu la fel se întâmplă și acasă la de Vesel, unde satele sunt părăsite, iar oamenii parcă nu mai au nicio speranță. Doamna Ileana a trăit foarte mulți ani în străinătate. E adevărat, e greu să trăiești străinătate departe de casă, dar ați văzut lucruri frumoase, ați văzut cum se trăiește în Europa. De ce v-ați întors acasă și de ce vreți să vă implicați în administrația locală? Iată, candidați la funcția de primar. Și bună ziua, numele meu este Pulpă Ileana. Am trăit 20 de ani în diaspora, în Italia. Am adus copiii din România, am dus la școală în Italia ca să fie într-un trai mai bun pentru a... Și... Întorcând acasă și văzând satul natal cum a rămas, tot la standardele de acum 20 de ani, fără să aibă ulițe asfaltate, fără să avem o civilizație cum este în afară, să spunem așa, să bătrânii sunt neajutorați, deci sunt persoane care chiar au nevoie de ajutorul... De ajutorul primăriei și de ajutorul nostru al tuturor. Crede că experiența din diaspora o poate ajuta să facă o schimbare. Dorește să încerce și este optimistă, sperând ca până la urmă românii să se întoarcă acasă. Ați hotărât să vă implicați. Credeți că experiența trăită în diaspora vă va ajuta măcar să dați o altă față europeană acestei comune? Eu cred că mă ajută foarte mult să dau o altă față comunei, experiența trăită în afară, pentru că am trăit o experiență lungă și încercăm. Credeți că românii plecați, 6-7 milioane de români plecați de România, ar putea să întoarcă acasă, să contribuie ca și dumneavoastră la bunăstarea acestei țări? Eu cred că nu toți 100%, dar să zicem un 40% ar vrea să întoarcă dacă ar avea condiții ca afară. Deci să fie satele noastre și comunele noastre la standardele cum sunt în diaspora. Foarte mulți români ar întoarce și foarte mulți români și-ar aduce și copii mai des în România și ar încerca să facă o Românie mai frumoasă. Ileana Pulpă candidează la de Vesel pentru funcția de primar din partea Alianței Dreapta Unită.